zgânzoaie la fereastră. Flori de albe, flori de măr, și-ascultă colinda noastră. Și-ascultă colinda noastră. Flori de albe, flori de măr, lasă-ne gâzdoaie întindă. Flori de albe, flori de măr, că o mătui până la grindă. Că o mătui până la grindă. Flori de albe, flori de măr, lasă treaba și ne ascultă. Flori de albe, flori de măr, c-am umblat prin lume multă. C-am umblat prin lume multă. Flori de albe, flori de măr, c-am venit cu veste mare. Flori de albe, flori de măr, despre-a Domnului născare. Despre-a Domnului născare. Flori de albe, flori de măr, cum umbla din casă în casă. Flori de albe, flori de măr, ca pe împărat să-l nască. Ca pe împărat să-l nască. Flori de albe, flori de măr, și l-o primit Moș Crăciunul. Flori de albe, flori de măr, într-un loc călduț și bun. Într-un loc călduț și bun. Flori de albe, flori de măr, aici la voi în jură. Flori de albe, flori de măr, să-i sufle boii căldură. Să-i sufle boii căldură. Flori de albe, flori de măr, aici la voi în casă. Flori de albe, flori de măr, la o gazdă prea aleasă. La o gazdă prea aleasă. Flori de albe, flori de măr, colinduța noastră-i gata. Flori de albe, flori de măr, ești găzdoaie și făblata. Ești găzdoaie și făblata. Flori de albe, flori de măr, cu un colar de grâu curat. Flori de albe, flori de măr, de găzdoaie sămânat. De găzdoaie sămânat. Flori de albe, flori de măr, două mere, două pere. Flori de albe, flori de măr, o scânjele subțirele. O scânjele subțirele. Flori de albe, flori de măr, ori brune afumate. Flori de albe, flori de măr, vă dea Domnul sănătate. Vă dea Domnul sănătate. Flori de albe, flori de măr, ori o turtă cu pelinci. Flori de albe, flori de măr, slavă Domnului să zici. Slavă Domnului să zici. Flori de albe, flori de măr. Sus la schituri tăinuite în păduri bătrâne, pusnici cuvioși stau în rugăciune. Cu sclipiri de argint și lună cerul fulgi cerne, Domnul pe pământ pacea lui așterne. Îngerii și oamenii cântă într-o unire, s-a născut Hristos, lumii mântuire. Noaptea sfântă de ajun peste sat coboară.
și la mulți ani! Hai de doar! Mulțumim frumos că ne-ați venit și vă dorim sărbători faci! Mulțumim dascărului care v-a îndrumat, ieșit foarte. Cești copii ai comunității dumneavoastră au luat premiul 2 la concursul județean. La Podureanca. La Podureanca vine. Vine? Deci fac cinste comunei Ghimeș-Făget. Bravo! S-au dus numele comunei, copiii dumneavoastră. Pădureanca de unde? De la Podul. Încercați să-l menținem vestit. Ce era dumneavoastră? La o pădure până la Podul. Să mai la Podul. Ce mă de da? Din nou. Să mă de la Târgu de Crăciun. La Târgu de Crăciun. Vă așteptăm. Mulțumim! Vă mai așteptăm și la anul. Suntem sănătoși? Una la mână, să fie decor. Să fie decor. Având în vedere că din totalul de 13 consilieri sunt prezenți 12, din punct de vedere legal, într-un în toate condițiile să începem ședința, propun proiect de ordine de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Ghimeș-Făget din data de 16-19. Proiect de hotărâre, punctul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ghimeș-Făget din data de 28-11-2019, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget, avizează comisia numărul 3. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 16 decembrie 2019, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget, avizează comisia numărul 3. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget, avizează comisia numărul 1. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind înființarea organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V2 al Comunei Ghimeș-Făget, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget, avizează comisia numărul 1 și comisia numărul 3. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul public al Comunei Ghimeș-Făget, inițiator primarul Comunei Ghimeș-Făget, avizează comisia numărul 1. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 76 din 2019, inițiator primarul Comunei, avizează comisia numărul 1. Punctul 7. Diverse. Sunteți de acord cu ordinea de zi pe care l-am prezentat-o? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Foarte bine a fost. Trecem la prima parte. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare Consiliului Local Ghimeș-Făget din data de 28 noiembrie 2019. Cine este de acord cu conținutul procesului verbal de la ședința anterioară? Împotrivă? Abțineri? Avem o abținere. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ghimeș-Făget pentru anul 2019.
Dau cuvântul doamnei. Prin adresa 2488 de la Direcția de Finanțe, pentru echilibrarea bugetului local la 040204 s-a alocat suma de 37.000 de lei, care am repartizat-o la iluminatul public și la cheltuieli materiale la capitolul 51. Deci, la capitolul 51, 20.0103, am luat 10.000 de lei. De la capitolul 20.13 am luat 8.000. De la 65.50 am luat 38.650. La capitolul 65.000 mi-au rămas bani de la tichete pentru copii și am împărțit. Am dat la CES, la școala Doni Gardai, suma de 8.900, iar la liceu am dat 100 de lei. Iar diferența, ce mi-a rămas de 20.250, le-am dat tot la școală. 10.000 am dat la Doni Gardai pentru cheltuieli materiale și la liceu 10.250. Astea sunt de TVA care mi-au rămas neutilizate și le-am redistribuit la școli. La 9.400 i-am pus pentru ajutorul de încălzire la 416 la noi. Am mai prins la iluminatul public 27.000. Ne trebuie pentru lucrările care s-au făcut. Iar pentru investiții am prins pentru amenajarea documentație cadastrală pentru amenajarea pășunilor și fânețelor. Am prins 20.000 și pentru să cumpărăm clădirea BRD-ului încă 20.000, dacă sunteți de acord. Dacă sunt obiecțiuni vis-a-vis de această rectificare, dau cuvântul celor care doresc să intervină. Clădirea BRD-ului era dată cu 15.000. Păi da, 15.000 plus TVA. Da, plus TVA, da. Ca prețul la 10.000, 12.000. Înseamnă că e vreo 18.000. Astăzi. Aici aș avea o întrebare. Mi-ați dat aici lista obiectivelor de investiții pe anul 2019. Da. La capitolul C1, adică obținerea de avize, acorduri sau autorizație, modernizare prin asfaltarea drumului, interes public local, da. Județul Bacău, despre ce drum e vorba? E vorba de 11 km care trebuie să facă și mai am de obținut avize, restul merg și toate, mai am câteva care trebuie să-i plătești proiectarea la el. Am înțeles, dar aici ați scris că valoarea totală ei 100.000, valoarea totală actualizată 140.000 și cheltuieli din total 330, da. Dar ăștia două nu dă 330.000. 100 cu 140, fac 240. Lipsesc 60.000. Nu, a fost înainte. Da, cred că înainte a fost 190, am mai pus la lista aia la bugetul trecut, a fost 190. Trebuia să trec 190 plus că am mai pus diferența. Dacă tot suntem aici la buget, am o întrebare către dumneavoastră. Bine, dumneavoastră știți mai bine cum trebuie să împărțiți, dumneavoastră sunteți contabilă. Câți bani are în momentul de față primăria Dimeș și Făget? Păi, în momentul de față... Acum suntem în decembrie. Cu cât închidem, am cheltuit, suntem pe minus, suntem pe plus,
comuna. Din minus nu sunt. Vedeați, dacă mai fac și cheltuielile astea acum, deci exact nu pot să vă dau o sumă. Deci eu, ca să fac cheltuielile... Dar o să rămână ceva bani, cum a rămas în anii anterior, ăsta în fondul de argument, o să, da, o să rămână... Da, sigur să... poate să rămână, că doar nu poți să cheltui tot, dacă nu ai documente și justificare la bani. Bine, erau niște vorbe în comună că s-a cheltuit toți banii și nu mai are comuna și mergea, da, dă faliment, da, da, primăria. Da. Am auzit eu discuțiile astea, de aia vă pun întrebarea, care este suma, ce o să, cum putem să aflăm, cum stă primăria? Este bani, nu sunt bani, că se zvonuri, se zic peste tot, dar nu știm realitatea. Odată ce am bugetat sumele astea ca să pot face cheltuieli, bani am, dar exact suma, clar, la leuț și la bănuț, nu pot să vă spun. Numai după ce, după ce se închid din luna de ianuarie. Mai trebuie să intre banii de la ocol nefăcută? Nu. Deci banii de la ocol rămâne... O să rămână pentru fondul, o să rămână la an. 30 de mii. Și de ce 300 de mii. Locul, de ce nu ne-a virat anul acesta? Păi, domn contabil a fost în concediu perioadă, cine se face? Păi, nu mai zice cineva pe domn contabil. Dar problema este așa în felul următor, nici eu am zis așa, cheltuiesc acum cât am, să nu mă prindă sfârșitul anului cu bani foarte mulți în excedent, că știți că am pățit acum 2 ani sau anul trecut când am avut, pentru că eu mai am bani și de la fonduri și aceea vin, am vreo 5 miliarde, vreo 5 miliarde și ceva care îmi rămân de la drumuri, o să rămân în fondul de rulment. Ce o să mai fie și de la noi? Dar ăla nu o să primiți anul ăsta. Nu, dar rămâne la fondul de rulment. Da, înțeleg. Din banii care i-am primit, din 24 de miliarde, eu mai am. Și o să mă prindă și cu aia, și cu banii de la ocol, și atunci poate nu o să-mi dea bani. A. Și m-am gândit la asta că în ianuarie, când o să facă viramentele, sunt banii noștri, nu se duc nicăieri în altă parte ca să... Nu se pierde. Nu se pierde, deci... Ce sumă intră din impozite pe toată comarea? Și cât la sută intră? Cât la sută? 15% din impozite intră. Dar cât la sută s-a colectat până acum? Suntem în decembrie. Trebuie să facem evaluare. Cât la sută evaluare? Cât la sută au intrat din impozite și cât mai... N-am făcut, vă repet, deci nu am putut face o estimare și așa, că n-am închis. Acum închidem, vedem. Iar în la ședința următoare să vin cu tot ce... Asta am vrut să propun la ședința viitoare, în ianuarie, ca să știm... Să termină și știm exact. Atât am încasat, atât au venit la noi, atât am cheltuit. Dar nu trebuie o grămadă de hârtii, numai pe A4, domnilor, asta e, atât am avut de încasat, păi din care am încasat 80-90%. Atât am avut de încasat de la ocol, atât am încasat. Atâta sunt banii în fond de rulment, cu atât am închis. Nu trebuie o grămadă de hârtii, numai așa să pregătiți ceva pe ianuarie ca să știm și noi care e situația și cum stă. Ocolul nu virează bani semestrial către... Normal, conform legea ar trebui să vireze trimestrial. Trimestrial, banii ce rezultă din... Și mai ales când e suma din 2018. Bineînțeles. Din 2018? Da. Pentru că n-a fost aprobată execuția bugetară, s-a aprobat la ședința anterioară și trebuia până acum să se vireze. Dar nu se pierd, banii sunt, doar doamne iată. Poate la anul o să zic acolo nu mai are. Dar doar lucrăm cu cifre și fiecare își păstrează... Normal, anul viitor trebuie făcut... Atunci ar trebui calculat tot Trebuie prefăcut contractul de administrare în care să se scrie că trimestrial să se regleze... Către primărie. Către primărie. Versămintele. Trimestrial. Dar acum dacă... linie și să se știe cât a intrat, cât asta normal. Acum la sfârșitul anului și nici acum n-a virat bani. Adică după un an încă nu sunt virat bani. Pentru că cineva a fost în concediu sau... Nu merge așa. Așa nu merge. Sincer vă spun și eu. Deci opțiunea mea, să nu-i virăm acum, să nu mă pindă cu excedent. Prea mare. Știți foarte bine cât ne-am chinuit anul trecut sau cu 2 ani. Deci asta a fost ideea, nu de altceva. Nu știu, dacă am greșit, dacă nu... Nu, e nicio problemă. Bine că
că acum aveți bani, ce să vă descurcați. Acum nu puteți să plătiți asta, ce exact, restanțe exact, aveți să plătiți exact, și așa, la luare să știm... Deci avem și la, pentru începutul anului, avem bani care sunt pentru proiectele care sunt derulate. Înțeles. Care sunt de 11 km de 11 km este Bolovănișu și cu toate ulițele, începând de la Filatură, inclusiv Aldămașul. Asta se asfaltează? Da, da, da. Ați spus pentru asfaltare, da. Bine, asta e un proiect, dar încă bani acolo nu sunt. Nu? Am fost, am câștigat proiectul prin FDI da. Și așteptăm să vedem. Dar bani în fond de unde ar trebui să ne dea bani există sau deocamdată nu există? Păi asta e ideea. Dar bine că odată ce este aprobat proiectul, probabil deci, că să găsească și bani. Atât timp când a acceptat proiectul, e posibil ca să fie să găsească și finanțare. Câte ulițe sunt băgate? Deci, v-am spus, de la Filatură până la Aldămaș, toate ulițele, inclusiv ulița Filatură. Pe partea aia. Pe partea aia. Și inclusiv Aldămaș, nu? Și pe... Inclusiv Aldămașul. Partea de jos. Partea de jos Aldămașul. Și partea dreaptă nu e băgat niciun. Aici, la partea dreaptă, nu știu dacă e ulița asta de, la, de lângă poliție, e aferentă Bolovănișului. Mai jos de poliție? Ulița aia. Și mai în sus, poliție. Nu e băgat nici ulița. Păi aici asta a fost, atunci când am făcut proiectul ăsta, ne-a limitat într-un da, până 10 km. Și am prins 11 până la urmă. Trebuia băgat și în partea stângă și în partea dreaptă. Așa cum venim în sus, trebuia băgat și partea dreaptă și partea stângă. Stânga nu prea. Păi mai multe ulițe, deci de la Filatură începând. Deci Filatură, vă dați seama, acolo e aproape un kilometru. Era bun de mers pe Budac în sus. Să-l facem pe ăsta și după aceea începem în următorul. Să finalizăm măcar. Dacă nu să finalizăm, doamnă, măcar nici să începem. Exact. Alții prin județele vecine au și pe arătură asfalt. Da, da. Că la un loc acolo, dacă te duci, și au asfalt. Și au județe, da. Și pe dreapta și pe stânga. Deci pe noi, asfaltat pe noi. Prind. Da, noi avem speranța ca să putem prinde finanțare prin FDI, dacă domnii s-au acceptat proiectul și să putem continua, bineînțeles, cu proiectul. Referitor tot la lista de investiții, la punctul scoară, dacă suma inițială a fost 30.000, s-a luat 90.000. Mă, dar au fost rectificate lista, deci asta a fost inițial așa, la, înainte și de... Și nu mergem să fie o continuitate, că undeva cheia nu este. Din 30 luăm 90 și ne rămân 4.880. Păi, dar totalul. Deci totalul a fost la lista de investiții. Rămâneți pe loc, doamna. Stați ca duc lista, că doar... Aici este între expert. Coleg, între contabili. Un pic. 80 cu 30 fac 160. Deci înțeleg că sunt niște diferențe. Și ce la public. Și aici, la, așa, la, acum, la dacă sunteți și în... Din 20 la 40. Pare să-mi răspunde domnul viceprimar. Însă nu dar răspunde. Dar nu, nu, nu. Vis-a-vis de asfaltare de Bolovănișu. Cum ați prins proiectul? Și cu regularizarea Marulilor? Sau ăla este un proiect separat? Proiectul de regularizare separat. Am separat. E bine. Bine. Asta a fost greșeala de la început la proiectele astea. Acum aici. Pentru că la noi, dacă avem problema asta cu bărâul lângă drum, nu prea înțeleg toată lumea. Nu, invers. Zice, doamne, cum să faci? De ce te duci numai pe lângă părâu? Da. Și consolidarea, când depășește valoarea proiectului pe asfaltare, e obligatoriu să respinge proiectul. Și acum ați împărțit în două. Deci separat. Bine, am înțeles. Sunt două proiecte separate. Și cum ați stabilit cu proiectantul? Așa, deci aici am fost. Deci, la regularizare, mă refer. Dacă ați prevăzut cumva să se micșoreze adâncimea albiei. Deci adâncimea este enorm de mare în timp, în
Deci suntem în faza de SFR. A mii de ani. Cu el nu a mii de ani, e vorba de câte sute, de 10 ani, în care s-a schimbat râul sau impulsul lui rapid. Și vor fi găsite soluții de interes obligatoriu acolo. Deci s-a zis clar, gabioane din ce în ce mai greu ca să le facă din cauza că nu a pus zonă în sistem. Și a fi beton armat. Trebuie să jos, obligator. Trebuie niciodată adâncime. Asta prin cascade. Păi da. Da, asta întreb dacă s-a discutat cu proiectantul așa ceva. Asta e extraordinar de important, să nu... Din cauza asta, au depășit întotdeauna consolidarea maurului la drumul aici de 3 ori valoarea asfaltului. Da, e. Cred că e una dintre cele mai înalte, cele mai adânci albii de prânc. Trebuie să faci asfalt, dar tu ai mai mari probleme. Și în alte ori, nu s-au făcut de alte comune și tot așa, o să vă tot albea. Era ca lumea asta, când a fost tu, așa, și tot 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 așa, de ce când a ajuns până acolo, niciodată nu s-a fost la 140. Hai, că acolo coborând nivelul, amânat de aici. Începând de la Rătiti și aproape. Nu crezi că s-au înțeles. Ne-am înțeles acolo. Și dacă tot sunt bani, documentația pentru insula Doni Gheorghe, că nu e prins, nu că e. Am discutat, ne-am făcut, deci continuăm cu școlile, cu documentația pe insul. Da, deci nu este prins în lista de investiții și n-avem ca sumă, ce continuăm dacă nu avem bani? Termină acum anul ăsta, termină pentru autorizație. O terminat-o? Da. Ei, și la anul ne apucăm în ianuarie de... Da, e foarte important, Isus. Se întâmplă ceva și ne leagă. Eu contabil, n-avem primit bani în continuare. Pentru Danii Gargai ne-am spus. Doni Gargai a mai ars odată. Da, am zis că de asta zic că primele probleme trebuie să fie aprobările și autorizațiile de funcționare. Fără autorizații de funcționare nu se poate funcționa nicio școală. Ăsta e cel mai important, banii trebuie văzuți în așa fel că trebuie băgați bani pentru autorizația ISU. Și până la urmă, dacă lăsăm pentru anul viitor, anul viitor pentru anul viitor, mai vine ISU și mai primim câte o amendă de nu ne vedem. Și dăm banii pentru oameni. Am vorbit deja cu proiectantul. Trebuie să vină proiectantul să vadă ce este... Eu am rugăminte. Deci, normal, trebuie să aveți bani. Pentru că am discutat problema. Așa e. Sunt credeți-ne, am discutat aici și am discutat și împreună problema. Eu vreau scăpa. Era vorba de 40.000. Deci, vreau scăpa de la asta. Dar acum, dacă cum o putem rezolva, atunci să prindem, să spun. Dar să prind. Nu, atunci să facem așa ca păi, să... Păi, auziți, lăsăm, mai așteptăm un pic până reușește. Deci la 15 să prind 40.000 pentru... Da, așa era vorba, nu? Deci, la 15, da. Discutăm la sfârșit. O discutăm la sfârșit, deci până atunci. Era mai bine. Pentru că, deci, sigur va scăpa, pentru că am discutat aspectul și deja am discutat cu proiectantul, de asta zic. Și proiectantul a fost și la... S-a uitat deja și la clădire. Dar a fost acolo, la clădire, da. Deci să nu lăsăm pentru la anul, că domnul Antal a zis foarte bine. La anul, deja până ne facem iară bugetul, până... Ăsta trece o jumătate de an. Va trece. Dom'le... Era bine, odată cu materiale de ședință, dacă aveam și aceste rapoarte. Da. Dar să bage acum și să... Haideți să mă duc să prind și ăsta și mai aveți ceva, adică să fac o dată. Haideți să o lăsăm pentru la sfârșit, să continuăm toate punctele. Dacă mai este nu, ceva. Dacă mai este ceva de modificat, fac acum și mă duc să refac. Ăsta, ce vreau să da, ne trebuie fișele pentru și cu procedurile. 28.000? Da, e vreo 20.000, am prins 28, dar iau de acolo acum și duc, văd unde am mai mult și duc aici la școală. Și nu aveți școală. O persoană în cadrul UAT-ului care să facă fișele, trebuie extern? Dar nu face fișele, ne face documentația pentru... Documentația, fișele le pot face. Le completează deja. Trebuie să ai expert la întâlnirea. Eu zic că totuși 28.000 e cam mult. Păi da, mai iau de aici și mai duc pentru...
Din 20.000. Deci îmi arată procedura ca să angajăm o persoană responsabilă la serviciu voluntar pentru situații de urgență. Știți că era un post vacant acolo. Cu timpul, dacă se va ocupa postul, cu siguranță acea persoană va prelua și SSM-ul și astea. Și atunci nu o să mai avem nevoie de serviciu extern. Foarte bine, dar atunci când luați persoana respectivă, trebuie să aibă, aibă calificările respective. Într-o lună de zile îl putem trimite la curs ca să, bine, ca să, aibă ca el, să fie intern, da. Să nu mai putem... Am înțeles. Și doamna contabilă, vă rog frumos, vă dați și cântaua. Este 6.000, nu-i mare lucru. Dar cele la 6.000? Atâta. Dar au fost promis, a fost jumătate. Dar nu depășește. Dar aveți ceva factură? Da, este înregistrat la... Eu n-am văzut nicio factură și n-am nicio înregistrare. Nu am la mine, dar am înregistrat-o. Am căutat rândul trecut, nu vă supărați, am căutat rândul trecut și eu n-am găsit nimic. Era ofertă de preț. Oferta de preț. Oferta de preț trebuie făcută pe SEAF. Da. Și de aia, luna trecută am fost discutat cu dumneavoastră, urma ca să mai treceți pe aici să discutați problema. Și știți că am discutat chiar împreună și a spus că o să treceți. Asta rămâne... Nu, așa mi-a spus, așa mi-a spus că pictura viitoare ia să vă dați în ședință de consiliu, domnule viceprimar. Nu le spuneți. Așa a fost vorba că trebuie să aduceți, exact ce v-a spus doamna. Nu a fost vorba că trebuie să aduc. Dar stați un pic, dumneavoastră, ce ați adus aici, că eu n-am găsit nimic de registrat. Am adus o ofertă de preț. Ofertă de preț. Am înregistrat-o la doamna. Atât, dar n-ați adus factură și altceva. Dar n-are cum să aduc factură. Nu, să plătesc. Dar eu am înțeles, eu inițial am înțeles că dânsul a cumpărat. Nu. De cât eu am fost la Mercurea Ciușii, am cerut o ofertă de preț. Dar pe care mi-a spus-o. Dacă găsim soluția, să vedem. Păi atunci dați-mi, spuneți de unii ați adus oferta și dacă domnul consilier sunt de acord, nu neapărat tot de acord. Dar nu neapărat tot de acord, dar aproximativ este 6.000 de lei, nu e mai mult. Da. Atâta este. Și hai să o prindem și pe aia în buget. Dacă sunteți de acord. Sigur că da. Deci ați fost deja de acord. Pentru cetățenii din comuna noastră. Și suma de 140.000 de la modernizare pe linia asfaltare, anul acesta se va plăti? Da, mai am de plătit pentru DTAC-ul și avize. Și atât am terminat. Și atât au început la 140.000? Cum? Zic că aceasta este valoarea, 140.000? Pe total, ce am cheltuit până acum? 140. Pentru avize, acorduri și alte... Da. Înțeles. Încă o întrebare, dacă tot refaceți și revenim la punctul ăsta, dacă ați prins, dacă cred că ați prins aici la planul urbanistic general, da, suma pentru că facem terenul ăla ca să fie scos și o să trebuiască și acolo. Nu a fost prins acel pus. Nu, pusul nu a fost prins. Că trebuie prins și ăla, că și acolo clar v-a zis cine face planul urbanistic general, că trebuie să facă pus, că nu o să fie gata, gata planul urbanistic, pugul nu o să fie gata și atunci trebuie să prindem și acolo o sumă de 20.000 măcar, ca să aibă liniște să lucreze. Eu am mai prins la PUC în 30.000. Și o să se încadreze, da, acolo? Da, da. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Altceva nu. Pentru cultură și sport nu se poate prinde ceva acolo, că nu prea avem nimic. Avem și o echipă de fotbal în comună, se poate sponsoriza. Momentan echipa este sponsorizat și nu are nevoie. Nu are nevoie. Dacă ce am discutat acolo la vestiare să băgăm un bazan electric, ăla acceptăm, dar rest, momentan este cine să sponsorizeze și nu are niciun rost să cerem bani de la primărie pentru sponsorizare. Acolo cu o propunere, dacă e sezon de iarnă, și n-ar fi rău dacă primăria ar căuta să facem un mic patinoar jos la hotar, acolo unde sunt căsuțele, să facem în perioada de iarnă un mic patinoar, să mai deschidem un vin fiert, seara, avem lumină, acum că a pus viceprimarul, a rezolvat cu lumina,
Să avem un mini patinoar acolo, dacă ne putem permite. Dar trebuie un proiect acolo, că nu poți face așa. Bine, da, facem un proiect. Să doamnă contabil, puteți să vă retrageți, să vă face documentația până când... Deci altceva în afară din... Nu este deocamdată, mai are cineva. Deci la Doni se prind pentru Isu. Da, cântarul. Da, și atunci Usu. Dacă este a zis că este, mă bine, așa la Bug, la Cruz, vă încadrați cu ce aveți pe Bug. Da. E tot aici, a venit la doamna Stoica. Am înțeles. Domnilor consilieri, nu e mare lucru să aducem niște apă, să facem un nu mai ne trebuie măcar minus 10 grade, că am plus 5 grade, nu reușim. Da, să facem acum cât e mai cald și poate vine... Să aprobăm și, să aprobăm și... Domnule, se poate? E ideea reală, domnule. Măcar 10 pe 20. E așa, măcar copiii mă duc și mai, se duc să mai fac un pic de mișcare. Nu are ce să mai aici. De aici am luat încă 20 de mii și punem dincolo. Păi nu, dar iar asta cum faci? Pentru că la început nu o să avem buget, până când așteptam noi buget, trece jumate. Trece jumate, dacă nu m-am prins, puteți să am Da, nu. Avize pentru pus, da. Doamna contabil, mergeți jos. Deci vedeți că suma e cu mult mai mare care trebuie pentru PUC. Discutați-o un pic cu Sanvito și cu ce trebuie. Eu și duc la PUC și aici mai rămâne 2400. Și pentru Isu, de unde luați? Pentru Isu. Trebuie să autorizați Isu. La Isu, văd, iau de la... Nu. Proiect de hotărâre privind înființarea organigramei și numărul de personale ale serviciului voluntar pentru situații de urgență de tip VEDO al Comunei Ghimeș-Făgeș, județul Bacău. Deci aici... Aveți materialele cu regulamentul, organigrama, tot ce spune. Articolul 1. Se înființează serviciul voluntar pentru situații de urgență de tip V2 în subordinea Consiliului Local Comunei Ghimeș-Făgeș, județul Bacău. Articolul 2. Serviciul voluntar pentru situații de urgență se încadrează cu un număr de 12 persoane, din care un angajat pe funcțiile specifice, câte un angajat pe funcțiile specifice serviciului voluntar și 11 voluntari după următoarea structură organizatorică. Comandă, șef serviciu, compartiment pentru prevenire, un șef compartiment pentru prevenire și 2 specialiști pentru prevenire. O formație de intervenție condusă de un șef formație de intervenție care are în compunere o grupă de intervenție care încadrează autospeciala de stingere cu apă și spumă, formată din un șef de grupă de intervenție, 2 servanți pompieri, în funcție de capacitatea autospecialei de stingere cu apă și spumă, și un conducător autospecial. O echipă specializată pentru avertizare, alarmare, căutare, deblocare, salvare, evacuare, un șef echipă specializată și 2 servanți pompieri, minim 2 servanți pompieri.
Articol 3. Se aprobă organigrama și numărul de personal ale serviciului voluntar pentru situații de urgență prevăzută în anexa 1 la prezenta hotărâre. Articol 4. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență prevăzut în anexa numărul 2 la prezenta hotărâre. Articol 5. Încadrarea nominală pe funcții a serviciului voluntar pentru situații de urgență al Comunei Ghimeș-Făgeș, județ Bacău, și norma proprie de dotare a serviciului voluntar pentru situații de urgență se vor stabili prin dispoziția primarului Comunei județului Comunei județul Bacău. Articolul 6. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă de contencios. Articol 7. Primarul Comunei Ghimeș-Făgeș Dățu va duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Iar ca organigramă avem cele enumerate de mine, regulamentul de organizare și funcționare. Dar în ședința anterioară era vorba că mașina nu... Mașina este dată incomodată primăriei. Așa. Nu are documentul necesar să facem. Nu se poate. O să încercăm. Oricum, hotărârea de consiliu trebuie trimisă la Inspectoratul de Situații de Urgență Bacău pentru a primi aviz. Și acolo trebuie să facem, să descriem exact ce dotare avem. Dar trebuie înființat acest serviciu. Am înțeles. Și ca și personal. Aveți, domnul viceprimar, idee cam cine va fi? Că nu, noi deocamdată avem voluntari care sunt angajați în primărie. Și nu ar trebui instruiți, că ei sunt voluntari? Păi s-a angajat în timpul liber, dacă vine. Sunt voluntari, că ei, de fapt, dacă ei sunt angajați în primărie ca muncitori, dar ei vin, de exemplu, și în timpul liber. În caz de incendiu. Da. Că voluntar înseamnă cumva benevol. Da. Păi da, dar deci nu plătești numai decât... Deci nu au instruiți. N-au avut... Le s-au făcut instruiți. Le s-au făcut instruiți și când s-au adus mașina de pompieri și de câte ori au fost colaborat cu pompieri. Deci, dânși au fost intruiți. Singurul lucru care v-am spus, ei au fost voluntari de atâția ani de zile, sunt, nu au avut niciun fel de renumerare, sub nicio formă, absolut nimic. Da, dar la intervenție, cum acționează? La intervenție... O ordine ceva este? La intervenție, da. Deci la... A fost incendiu în multe și... Am avut incendiu unde au ajuns și la timp, am avut incendiu unde au ajuns și mai târziu. Da, au ajuns de la tine la Comunești. Da. Am avut... Serios acum. Bun, am ajuns, dar... Și când l-a ajuns, s-a stricat una, s-a stricat cealaltă, nu știa unul să reacționeze unul dincolo. Vedem numai partea negativă, dar au fost și lucruri... Trebuie instruit, normal, curs, sau nu știu cum trebuie făcut. Păi dacă nu a fost până acum, a fost, am mai găsit o hotărâre prin 2008 de înființare a SVS-ului, dar nu știu cine s-a ocupat. Nu știu dacă s-a dus la bun sfârșit acea hotărâre, ei, dacă s-au făcut contractul de voluntariat. Așa să fie important. Cum trebuie. Cum e la Rostoroasa, cum e la Rung. Încercăm și oamenii noi să... știu cum să acționeze. Acolo s-a angajat separat, nu va fi. Deci au permanență. Deci atunci... Și aici, nu se poate. Câte un om de permanență? Șoferul. Da. Nu fie cineva. Da, serul este pe permanență, de exemplu, vorbesc la Lunca. Da, dar fac curândul și acolo. Două șoferi. Și voluntari sunt vreo 28-30, nu mai știu exact da, cât sunt. Da, este în funcție de numărul de locuri. Da, da. Dar sunt mai mulți voluntari. Și singura, de fiecare lună fac instrucțiuni sau fiecare două luni, dar sunt scutiți de impozitul... la primărie, care sunt voluntari, sunt scutiți de impozitul de la primărie. Așa au procedat, ei asta știu sigur. Dacă se poate, de ce să... Dar prima dată trebuie înființată echipa aia, de 10, 11, 12, cât o să, cât se vrea, că nu contează dacă sunt mai mulți. Asta e important, ca să fie acasă minim, dar dacă sunt dublu sau triplu, nu e o problemă. Și atunci să rugăm de la Lunca să vină să ne ajute, ca să ne instruiască. Și de la Busturoasa sau unde este o centră.
este loc pe terenul de fotbal să facă instrucțiuni, să facă, să vadă fiecare ce treabă are, cum trebuie să facă. Acest serviciu trebuie să aibă și minimul de dotări. Da, 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 corect, da, 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 da. Și măcar o persoană care să-i coordoneze. Care să fie angajat în domeniu. Și un specialist de așa angajat, că să aibă interesul să... Da. N-am întrebat pe doamna ceva la, la, la șofer acolo, șofer cu mașină. Trebuie angajat. Păi, ea trebuie să aibă grijă de mașina aia săptămânată. Obligatoriu, obligatoriu. Degeaba vii la două luni și pornești mașina. Mașina, mașina, mașina trebuie să aibă un garaj. Are, are spate. Avem, avem garaj. Trebuie să fie desemnat de către primărie un șofer. Trebuie un șofer care are și licență și trebuie să aibă... Și cine o să fie, cine o să fie angajat, am zis că unul o să fie angajat, ăla să fie, să fie un om care poate să organizeze, adică să nu mai aibă treabă multă lume. Să meargă, aduce, strânge oamenii, face... antrenament, cum ar veni, și să fie un om așa de conducător, înțelegeți? Că dacă căutăm un om ca să ia numai salariu, atunci n-am făcut să nimic. Să stea de șofer. Da. Avem în comună bărbați care au făcut la pompieri. Da, exact. Da, și să fie și interesat, să aibă și capacitatea de organizare. Persoane care au făcut armata la pompieri. E foarte important. Făcut un anunț. Acolo la Luca este interesant. Are capacitatea de organizare foarte bună. Înțelegeți? Și atunci a strânge. De acum trebuie să intrăm și noi, să verificăm site-ul primării zilnic. Așa, altfel. Unde azi? La milion. Toți nu o să uite pe site-ul primăriei. Și asta e un mare. Anunțul trebuie publicat în monitorul, într-un ziar de circulație și pe site-ul instituției. Condițiile sunt îndeplinite. Bine. Deci, dacă mai sunt poziții, cine este de acord cu proiectul de hotărâre? Împotrivă? Abțineri. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren aflat în domeniul public al Comunei Ghimeș-Păget. Articolul 1. Se aprobă dezmembrarea terenului aflat în domeniul public al Comunei Ghimeș-Păget, în suprafață de 3.000 de metri pătrat, conform planului de amplasament, anexă care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția de contencios. Avem un plan de amplasament și de limitare cu propunere de dezmembrare. Da. Am vrea să... E vorba de terenul de jos de la domnul Gheargă. Da, exact pentru acolo care am grădiniță, să-l prindem pentru la buget acum. Da. Dacă sunt discuții? Sunt discuții legate. Și dacă nu are nimeni nicio poziție de referitor la amplasament sau propun să trecem la aprobare, cine este pentru? Împotrivă? Domnul, sunteți împotrivă, domnul Suciu? Da. Nu. Mă uitam, dar mai venit un rând de comitet. Abține? Dar mai avem multe pe ordinea de zi, nu mai avem, nu? Punct. Și abține, nu se. Deci e unanimitate. Acum trecem la următorul punct, care ar fi fost ăla. Trebuie la punctul 6, domnul președinte. Revocarea, revocarea HCL-ului. Care este urmă? Asta e referat de... Adică proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 76 din 17.10.2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul clădirii Primăria Veche. Articolul se revocă hotărârea Consiliului Local numărul 76 din 17.10.2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din cadrul clădirii Primăria Veche. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă de contencios.
Primarul Comunei Ghimeș-Făgești de Țăpăcău va aduce la termine prezentul proiect de hotărâre. În raportul de... Despre ce e vorba, așa, raport... pe scurt? Despre acea hotărâre prin care am acordat un spațiu doamnei Dișovan, care este agent de poliție. Și nu ne permite legea? Legea? Ne permite. Și trebuie să modificăm hotărârea. O revocăm. O revocăm. Am o întrebare. Celelalte contracte, cum sunt încheiate? Acolo permite legea sau nu? Permite, dar intervenant, că noi am... Da, plătești și frizerie. Fără valoare. Dar dacă este pe bani... Dacă a fost pe bază de licitații. Nu, era cu negociere directă, nu cred că a fost făcut. Trebuia pe bază de licitație. Legea scrie pe bază de licitație. Când ați aprobat hotărârea de Consiliu, nu știu. Am înțeles. Acum era pe două. Asta trebuie reușit. Deci putea reveni, doamna secretară, putea reveni asupra o tărâri ca să fie cu casa și să dea votul ca să... Dacă facem casă, trebuie să facem licitație și procedura durează cel puțin 4 luni, cred că e expirarea de datare. Cu ăla să-l înregistreze la ANAF și poliția, Ministerul de, da, de control, îi decontează plata chiriei. Sunteți de acord cu prezentul proiectului? Cine este împotrivă? Abțineri? Ar trebui să primim colindători, de la diverse... Domnul președinte, să primim colindători, că la diverse... Yeah.
Scunați voi, români, lumea!
Mulțumesc frumos. Din partea școlii e desenat de o fetiță de la Dacă sunteți de acord, stimați colegi, să punem în discuție un proiect de hotărâre pentru aprobarea achiziționării unui microbus școlar, care de altfel am discutat despre treaba asta tura trecută. Avem bani pentru noi prezent buget. Da, avem ceva excedente pe acolo, am înțeles. Cum? Păi nu a fost citit, de-aia v-am întrebat dacă sunteți de acord să discutăm despre asta acum. La începutul ședinței trebuia. N-am terminat încă ședința. Dacă sunteți de acord. Păi da, mai adăugăm. Mai suplimentăm ordinea de zi cu punctul ăsta și diverse. Tot cine e de acord cu suplimentarea ordinea. Da. Sunteți de acord, stimați colegi, să suplimentați? Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Așa, sunt două abțineri. Acum ce putem să... Mai multe abțineri. Cine? Trei abțineri. 3 din 12. Aici cu proiectul ăsta era și tura trecută vorbit și discutat că trebuie într-adevăr să nu pot de fuzele foarte stare foarte rău, uzate, nu știu ce. Și a fost inițiativa lui domnul Corce, o cheamă acum, nu este aici, dar v-ați uitat clar că ar trebui și ne-am înțeles aici în principiu că ar trebui să fie 4-4. Da. Să poată să treacă. Și atunci ofertă ceva de preț, care, să vedem despre ce e vorba, care e valoarea investiției, că acum, bine, cumpărăm una, dar ce cumpărăm și cu câți bani? Și dacă avem să vă spun între timp și avem atâta sau nu avem atâta. Haideți să vă spun între timp ce a apărut. Deci, între timp, a apărut la un moment dat din partea de la ăsta, de la minister. De la minister,
ca la fiecare școală să li se dea câte un microbus, să completeze o... Asta am auzit și eu. Așa, o matrice. Și ideea e în felul următor. Atunci, de asta am rămas un pic ansă, că dacă cumva ne dă pozitiv, că am completat și pentru liceu, și pentru și așa am înțeles că fiecare da. Acum li s-a adus la cunoștință că dacă au prea multe, fac prea multe transporturi pe zi, dacă au un număr de elevi care depășește numărul de locuri la microbuzele mici, să solicite pentru un număr de locuri mai mare. Cu număr de locuri mai mare. Și atunci de asta am rămas un pic ansă, că mergem pe varianta să avem o hotărâre de consiliu, să putem vedea, să cerem o ofertă de prețuri pentru un microbuz mai mare, care să fie autobuz. Autobuz. Păi, asta, de asta m-am obținut și eu, ar trebui unul mai mare. Dacă asta e, asta ar fi locuri ideea. Mai multe. Dacă că dacă am luat un autobuz, ăla l-am ține mai mult pentru excursii, păi, pentru ambele școli. În proiectul de asta, înțeles, dar fiți atent aici. Acum încă răspuns, cred că n-a primit nicio școală abia, în ceea ce privește abia, Ministerul de Învățământului. Abia s-a trimis ieri. Asta am zis. Nu ieri, bine. Putem să luăm o decizie, eu nu sunt contra să nu luăm autobuz. Ar trebui totuși să așteptăm să vedem ce răspuns ne dă de la Ministerul. Dar ce dar noi dacă avem inspectoratul deci de solicitat de la ambele școli și construit bugetul pe 2020, având în calcul și asta. Deci s-au solicitat microbuze de 28 de locuri până în 30 de la școli. Ca s-au solicitat. Da. Păi da, să nu se dea de aia să mici. Dar acum, ideea e că din astea au mai fost solicitări și până acum. Eu sper să... și au trecut. Adică nu am ăsta, la începutul anului, am mai avut. Da. Păi, dar fiți atent aici. Mi se pare mai corect să intervenim pe la școală, pe la inspectorat, ca să explicăm care treaba. Că asta e adevărul, cum se circulă acum autobuzele și în loc de 12 sau 15 persoane sau cât este acum 30. Locul lor, sunt 30-40 de inci, ăsta e bătaie de joc. Li s-a trimis o adresă detaliată cu problema și asta. Pericol. Și atunci, sincer, dacă ne dă două autobuze, una pentru grup școlar Făget și una pentru... Atunci n-are niciun rost, părerea mea, să aruncăm 5 miliarde păi nu. Pe un autobuz care o să stea aici, părerea mea. Și nici nu se poate la un autobuz mare, că l-am trece de alul, deodată pe 4-4. Dar auziți, auziți o secundă, cu trecutul dealului ăsta, total, se pentru ce să treci dealul? Pentru doi copii, asta de urmă, urme, așa au scăzut deci copiii. Tot... Deci la Rechitiș sunt undeva până în 10 copii. Da, când treci unul în 10. Acolo mai sunt cazuri câteodată când chiar s-ar putea să ne ajutăm și noi, adică într-o zi când nu poate urca microbuzul, cu 4-4, trebuie să o mașină. Copii, să zicem. Da. Pentru că, gândiți-vă, și microbuzul actual, dacă e, el nu-i 4-4, câteodată e riscant să merge să duce și are 4-5 copii, a ajutat domnul Bărsan. Sunt zile când, când ori el e obligat să o cala de alu. Dacă 2-2, dacă e 1-1, el tot trece de alu. Trebuie adus. Da. Corect. Dar din partea școlilor nu s-au trimis nicio notă de fundamentare. Din partea școlilor s-a trimis către inspectorat. Către inspectorat, dar către Consiliul Local. Deci astea eu au avut joi o ședință. Ambele școli au fost rugate rapid să întocmească o documentație. Vineri a venit, eu le-am semnat-o pe amândouă școli și a trimis o... Și am stat de vorbă. Am stat de vorbă și cu directoarea și cu cei din Consiliul de Administrație. Ei pun... la fiecare jumătate de an pun referate și legate de treaba asta. Da. Deci nu este lunară, dar la jumătate de an e o permanentă, au amintit în permanență. Trebuie ajutat atunci cumva. Trebuie intervenit acum. Legile sunt foarte, foarte aspre la școli, mai ales cu transportul, deci acolo nu se poate juca. Dar până acum s-a ajutat. Eu vreau să vă spun așa. Deci dacă ar fi să mai fie un transport, 30 de locuri, dacă ar fi să fie un transport, să știți că nu ar sta degeaba. Eu nu zic. Păi da. Eu am înțeles foarte... Aveți parte datoria morală a noastră este să găsim o soluție. Trebuie reținută, trebuie gândiți-vă, gândiți-vă că noi momentan ne deplasăm cu microbuzele care le avem deci în afara... facem deplasări în afara comunei, chiar a județului. Ia gândiți-vă un pic. El zi de zi circulă pe drumurile noastre, indiferent cum ar fi, dar zi de zi. Deci sunt un pic mai uzate în interior aici. Ieșirile care se facă sunt un pic cam riscante. Aici nu putem trage de timp.
Păi mă, asta am zis. Avem să încercăm să facem un pas, că și așa o să fie, o să fie pentru la începutul anului care vine. De unde, de unde nu, banii trebuie să... Eu aș zice că, să știți că o să dureze și până o să vină microbuzele de la guvern. Păi asta am zis, că trebuie întrebat de acolo, care e situația, cât o să dureze, cum o să fie, deja a făcut achiziția nou guvern, n-am ce auzit, a făcut? N-am auzit nici de o achiziție momentan, dar e imposibil să fie, nu știu. Poate a făcut guvernul trecut actul, care a fost achiziția, dar nu știm noi. Păi e posibil că doar astea nu sunt probleme de moment. Că dacă era urgență ca să cât se poate de repede să depună hârtiile școlile care au nevoie, înseamnă că totuși este ceva. Nu acum au început procedurile pentru autobuze. Să vedem, eu sunt pentru, nu e nicio problemă, dar... Deci să vedem, să vedem la voi cine este. Cine este pentru? Nu am o problemă. De exemplu, la noi, pe comună, gândiți-vă că se cer două microbuze. Pentru că sunt două școli. Da. Deci nici de cum nu o să-ți dea trei. Nu. Gândiți-vă că o să, totuși o să rămână la școala. Deci vine unul din astea două... Deci tot mai sunt. Să cam tu. Și oricum de la guvern nu o să dea și așa, dacă te dă două, a treia trebuie. Din ăla mai mare. A fost făcută solicitarea pe patru. Mai mare nu trebuie. Păi da, zic că mai mare, dar guvernul o să fie 4-4. Cu 4-4 trebuie găsit o variantă mai mică pentru ghetiș. Eventual unul mic 4-4. Păi, nu e 4-4, dar putem 5 de 9 locuri și atunci nu-ți mai trebuie atunci 5 miliarde cu 25 sau 30 mii. Ajunge că e zis și ăla, e destul de ce un șofer. Deci nu e... E aproape acela micu ca ăla mare. Cam același la preț. E drumul prețul. Nu e diferență mare de preț între unul mic 4-4 și da, și atunci nu trebuie profesioniști, nu trebuie atestat, nu trebuie... Îți trebuie? Nu transport persoană, nu pentru copii. La copii nu, la copii cu regim special, țineți cont, nu merge cu B-ul. Domnul președinte, puteți să supuneți. De cine este pentru achiziționarea unui microbus pentru școală? De acord suntem, dar împotriva? Să-l ia în calcul. Și trebuie să vă uitați foarte bine de unde luați banii respectiv, că e vorba... Cine se abține? Ei, la momentele când se vor ajunge, probabil o să vină cu informația în Consiliul Local, să vedem ce s-a găsit, cum este, cu ofertele să le discutăm aici. Să vedem. Trebuie analizată situația și la teren, pentru ce avem nevoie. Deci avem nevoie, dar pentru ce putem să folosim autobuzul respectiv? Zici, domnul Vârțan, tocmai asta am zis la tine. Deci microbuzele noastre momentan, deși de la... Noi facem deja drumuri externe, să știți că, uite, și la secția maghiară se fac săptămânal, regulate, drumuri regulate. Păi da, face fiecare săptămână marța la Ciuc că are programul de anot. Și știți foarte bine că fiecare marți duce... Trebuie să corespundă... Păi, e ceva corect. Cu permisiunea dumneavoastră o să trecem la următorul punct, diverse. O să dau cuvântul domnului Olteanu. Dacă aveți ceva de adăugat. Domnul Gârbea. Da, cu iluminatul satului din satul Echitii, domnul președinte. Vine da. Crăciunul. Nu rezistă. Nu, vine Crăciunul. Copiii merg la colindau. De 8 luni nu avem lumină în satul Echitii, suntem în bieznă. Ce se întâmplă? Tot să discute, domnul. Nu se discute, nu numai să discute. Uitați care e problema. La Echitii v-am spus că a fost o problemă de rețea. Deci având o problemă cu rețeaua și cu iluminatul, deci din cauza asta nu putem... Deci n-am putut să facem mai mult. Am vorbit și cu electricianul nostru, am vorbit și cu ăștia de la Ion. Reghitișul e prins într-un proiect pentru reabilitare totală, inclusiv... Dar la Ion viitor. L-am înțeles că în 2020, dacă începe Ionul... Acum, dacă mă duc și solicit, de exemplu, rețeaua și aveți o problemă, o cădere de tensiune, ce spune de treaba asta? Dacă sunt deficiențe, am înțeles, la Reghitiș, din... din construcție nu e suficient de puternic curentul ca să facă bun, să am înțeles. Deci nu se poate. Nu, și dacă... Dar vreți, nu spune, nu se poate, că n-am spus eu nu se poate. Am zis așa, noi acum avem firma care se ocupă cu montajul pe zona de centru. Da. Cum termină cu lucrarea aici, vreau să ies cu ei la deală pentru că au PRB-urile alea, mașinile alea. Și vreau să ies un pic să vedem dacă putem să facem ceva.
Deci am ajuns la... am discutat deja cu ei. Dar vă rog, până în Crăciun faceți ceva, nu vreau să se întâmple vreun eveniment, Doamne ferește, noaptea de Crăciun, când copiii merg la colindaut. E beznă! Ați fost dumneavoastră noaptea prin rechitit să vedeți cum este? Deci e beznă! Deci peste tot este iluminat public, de 8 luni în satul de Chitiș, să nu avem nimic. La noi în vară jumătate a mers la Chitiș, dar și ziua merge. Dar și ziua nu e să plăcă. Păi din ce vreau să merge, pentru că tocmai asta v-am spus. E o problemă pe rețea și nu puteai să o rezolvi. Au fost pe rețea. Da, s-o încercam încă. S-o încercam încă. Dar s-o încercam, asta e problema. Și am zis că acum ajung. N-am văzut nici electricea. Deci ideea trebuie să ajungă ăștia la deal. Adică te-au venit, l-au făcut două, trei. În proiect se prevede schimbatul stâlpilor sau ce? Rețeaua. Toată rețeaua. De acolo vine de la Valea Rece. Acolo tot curentul vine pe... Nu, nu avem treabă. Schimbatul transformator nou. Da, cum să? De acolo pleacă tot. Deci domnul președinte. Și ăla nu-i bun? Ba, da, e nou. Ascultați-mă un pic. S-a reglat un pic și tensiunea. La tensiunea era și nu era ușa. Și chiar dacă aveai raportări, nu... Deci un scurt circuit. Acum, acum, deci imediat apare. Asta e problema. A, se decuplează. Deci de, da, e da, da, acum e vorba despre E.ON. E.ON. Corect. E vorba despre E.ON și dacă ai trecut despre de un prag de tensiune, ți se decuplează. Domnul președinte, într-un cuvânt, de 8 luni de zile la iluminatul public în satul Rechitiș nu s-a lucrat. Deci de 8 luni de zile în satul Rechitiș la iluminatul public nu s-a lucrat nimic. Dar m-a ascultat? Da. E vorba despre rețea. Noi nu avem acces să lucrăm la rețea. Vă rog frumos să mă înțelegeți. Bun, am înțeles, domnul vice. Așa mi-a spus că electricianul primării a venit și s-a uitat. Eu efectiv de 8 luni nu l-am văzut. Dumneavoastră, dacă nu l-ați văzut, asta nu înseamnă că nu a fost. S-a uitat. Deci transformatorul este lângă mine și vă asigur eu că nu. Dar vreau să mă ascultați până la capăt. Deci o să ajungă acolo și electricianul și v-am spus, trebuie să mergem cu firma autorizată un pic, să vedem ce putem face la firele alea de tensiune care avem. Acolo sunt firele alea care sunt neizolate. De aia e problema acolo. Nu. Eu mai mult ce să vă spun, nu sunt electricia nici eu. Dar totuși, deci vă rog frumos, acum de Crăciun și de Revelion faceți ceva. Și cu, nu, că n-am terminat. În legătură cu drumul ăsta Bolovăniș-Rechitiș. Ce se întâmplă cu drumul Rechitiș-Bolovăniș? Am depus o cerere pe data de 27.11.2019. În legătură cu asfaltul și cu canalizarea Sașanțurilor. Da. Știți, domnul viceprimar, prima dată am spus în acum 2 ani de zile. Și mi-a spus o poveste frumoasă că trebuie ca să vină, ca să decoperteze frumos, să iei frumos asfaltul care e stricat, să vină să pună un covor frumos ăsta de asfalt. Eu o aștept de 2 ani de zile. Deci, împreună cu domnul coleg, cu domnul Olteanu. Cuvintele care înțelegeți? Nu am pus absolut nimic, am toți consilierii, ei am martor. Deci ați mai pus la cuvintele? Nu, exact așa mi-a spus. Nu, domnul viceprimar, exact așa mi-a spus, deci vă rog frumos să-mi dați voie. Exact așa mi-a spus că domnul consilier, știți o reparație de asta de drum să face în felul următor. Cum, domnul viceprimar? Aici sunt toți colegii. Cum? Și a spus, păi trebuie să vină firma, chiar am discutat personal, așa a spus. Așa a fost. A zis că chiar am discutat personal cu constructorul, deci va veni frumos și va lua frumos, deci va râcâi. Așa, pentru că e în garanție, că va râcâi frumos asfaltul sus, vine și va turna un covor frumos de asfalt. Ce se întâmplă, deci cu drumul ăla, azi, mâine, iese din garanție. Ce se întâmplă, deci, domnul viceprimar? Cred că a ieșit. S-a făcut recepția lucrării. Nu, nici mai cum să faci recepția lucrării, acolo este o sumă de bani care este reținută. Până când nu o să se facă lucrările alea, nu o să facă recepția. Ideea e în felul următor. Noi am avut dată ordinul de începere a lucrărilor la poduri către firma care a câștigat, exact, e firma care a avut lucrarea la Rechitiș pe drum. Domnul viceprimar, aia e altă lucrare. Deci ne-a trimis adresă, că prin luna martie vine și se apucă de lucrări pe zona noastră. În luna martie nu mai este în garanție, domnul viceprimar. Astă primăvară ne-a zis că în toamnă. Deci, a trecut toamna. Ideea e felul următor. Noi am făcut datorie, am trimis adresele către dânsii. Dacă ei nu o să atragă asupra lor sancțiuni. Ce să vă spun mai mult?
Am înțeles. Bun, al treilea punct. După ordinea de zi data trecută, pe 28 a 11 sau când am avut penultima ședință, deci s-a scos după ordinea de zi izlazurile comune. Da. Azi, mâine, vine luna februarie-martie, când trebuie să dăm în chirie la, deci la oameni izlazurile. Ce se întâmplă? S-a făcut contract pentru măsurătoare, amenajament, amenajament și măsurătoare. Măsurătoare după aia. Prima dată măsurătoarea și după aia amenajament. Înțeles, atât am avut de spus. Da, domnul Oltean. Trei puncte aș avea la diverse. Am primit o grămadă de întrebări vis-a-vis de intabularea terenurilor. Dacă-i trecută, dacă-i bună. Pe comuna Ghimeș-Făget. Toată lumea mă întreabă ce am făcut, când se apucă, că a auzit că se apucă, că o să ne apucăm. Dar spuneți-mi o dată concretă, pe data de 30 ianuarie 2025 sau 2021 sau 2020. Când se face treaba asta, când putem să zicem la oameni, uitați, am făcut contractul, pe data de o să fie achiziționat contractul respectiv. Că oamenii în fiecare, nu în fiecare zi, dar fiecare săptămână îmi pun două întrebări. La noi când ne apucăm de intabularea terenurilor, nu a izlazurilor, terenurilor proprii, adică pe toată comuna. Să dăm un răspuns exact dacă putem să dăm sau dacă nu putem să dăm, atunci să zicem că, domnilor, nu știm. Dar vreau să aud un răspuns clar. Nu puteți spune doamnă. Nu puteți pentru că nu avem nici contract. Nu aveți ce răspuns să dați. Întrebarea 2. Cu apa potabilă din Ghimeș-Făget, domnul consilier și domnul viceprimar și conducerea primăriei, eu am o propunere, că văd că merg lucrurile foarte încet și foarte greu. Să luăm o decizie, o hotărâre, să achiziționăm de undeva, să vină încă 2-3 escavatoare, până ce nu vine zăpadă mare, să aducem apa aia jos la bazin la Târhăuș. Domnilor, dacă într-o lună de zile nu am putut să facem treaba asta, atunci eu zic să propunem, să luăm de undeva bani, 100, 200 de milioane sau 30 de mii sau cât ne costă, să căutăm la Comânești, la Ciuc, nu ne interesează unde. 10 budu escavatoare și într-o săptămână să terminăm. Că fiecare zi oamenii ne ceartă, fiecare zi primim răspuns, de ce n-ați făcut, ce faceți, dormiți, nu vine apa, iar e închis apa, iar e închis robinetul, ce facem pe treaba asta? Eu zic să căutăm o firmă care are 50 de escavatoare, să luăm 10 bucăți și în 2 zile să terminăm să aducem apa la... Da, dar atunci să facem ceva, că într-o lună de zile tot îl facem, dar tot n-am ajuns aici. Înțelegeți? Săptămânile trecute, deci au fost înghețat în așa fel, deci patru drumuri, încât n-am putut, nu că n-am putut să par. Problema e că trebuia să luată și țeava și n-am putut îndrepta țeava. Păi, trapă, țeava. Deci, efectiv, deci când o întinzi, se rupe. Deci, încălzim o leoacă, domnilor. Bun. Ine... Dar și iarna a fost pe noi minus grade, oameni. Domnul, vă rog frumos. Ideea e că săptămâna asta face tot așa. Eu am înțeles, dar atunci să căutăm, atunci să aducem în brațe sau în ligheane sau ceva să facem, că ăsta e de râsul lumii, domnule. Am înțeles, domnul, e de râsul lumii că s-a lucrat până acum. Nu e mai de râsul lumii, domnilor, dar de două luni sau de jumătate de an tot ne chinuim și tot n-a ajuns apa aia. Ne chinuim din toamnă, de acum că ne-am apucat târziu. Oricum, acum e și secet, să spunem că... Dar atunci să aducem aparate de care ne trebuie, domnilor. Deci săptămâna... Că este momentul zero, nu trebuie să așteptăm de nimeni. Săptămâna asta facem tot posibilul ca să continuăm. Se anunță, vremea eu... bună. Nu-i de ajuns de continuat dacă ajunge apa jos. Da. 10 zile o să avem vreme. Dacă este vreme bună, trebuie profita de vremea asta. Deci acum încercăm să profităm de săptămâna asta. Domnilor, eu am propus, dacă trebuie bani să votăm, să votăm, dar nu contează cât ne costă. Aduceți aparate, utilaje, 10-20 de bucăți, să ajungă jos. Am avut muncitorii noștri care au lucrat acolo, credeți-ne, n-am putut, eu am fost la fața locului.
Eu deci, v-am înțeles. Ideea e că riscam să băgăm țeava, să fie crăpată, să crape de-a lungul, pentru că se forța, se vedea efectiv. Eu v-am înțeles că nici muncitorii ăștia nu au putut să facă, eu vă înțeleg foarte clar, ei nu sunt de vină. Eu noi suntem de vină că nu am căutat încă 10 gude excavatoare să se apuce de lucru atunci când era momentul. Noi suntem de vină, nu muncitorii, noi, ca Consiliul Local și conducerea Consiliului. Pe lângă 10 gude excavatoare trebuie și suplimentat și oamenii. Păi, dar noi pentru că dacă ai 10 dar noi unde? Noi stăm aici și nu puteam să mergem o zi să aruncăm? Păi, dar bineînțeles că... Deci așa, e vorba de organizare. Nu, Moldean. Deci așa trebuie să mergem toți deci am fost acolo, în frunte cu... Dar eu vă cred, domnul viceprimar, dar eu am propus treaba asta... Nu știi ce-i propunere. Hai să facem în felul următor. Deci ideea e că săptămâna asta suntem mobilizați acolo, o să mobilizăm toate forțele care le avem. Dar căutați încă aparate și mașini și unele. Am avut 3 aparate. 10 să fie. Ascultați-mă, trebuie să faci în așa fel încât să poți pune și țeava, am înțeles. Trebuie să existe un aparat și luat în chirie, care... Avem... Îndreapă să chiriem 10 utilaje, domnule, cât ne costă? 100 de milioane? Îl pune acolo și îndreaptă. Și am terminat. Facem am înțeles ce am spus. Sunt pentru, nu contează, dar să avem apă. Bine. 3, punctul 3, iarăși un punct sensibil. Și nu am vrut să aduc problema asta la sfârșitul anului, dar n-am cum să nu aduc și să discutăm o leacă, să vedem ce soluție găsim, dacă găsim, dacă nu găsim, ce să zicem la oameni. Cu gunoiul. Domnilor, aduceți, vă rog frumos, am nevoie de contractul ăla care a fost semnat acum că țin 5, 10, 7 ani. Ce prevede contractul ăla, de ce nu urcă pe Aldămaș, pe Buho, unde poate să urce mașina? La Buho a fost, așa a zis omul, am vorbit, am fost sus acolo, am vorbit cu el, a luat gardul un metru. Că așa a zis că nu poate să intre mașina din cauza gardului lui. A luat un metru, se vede de unde a fost gardul, unde este acum. De ce nu intră mașina? Cu cine trebuie să discutăm? Pe Aldămaș zilnic, domnilor, mă oprește cu mașina mare, vin, cobor jos cu lemnul și îmi scrie că, domnilor, cu lemnul se poate urca și coborâ și noi n-avem gunoi, adică nu urcă mașina de gunoi pe Aldămaș. Domnilor, mi-e rușine, domnilor, ce să facem cu ei? Dar e vorba de 4x4, domnul. Nu-i 4x4, domnul. Înțeles, mă gândeam pe... Nu-i 4x4, nu-i 4x4. Am înțeles. Deja de fiți, dacă un pic patinează, domnul Oldean. Fiți atent. E foarte simplu. Dar mi-e rușine, domnilor. Nu-i băgat în contract. Când s-a făcut contractul, nu a fost băgat Bua, nu a fost băgat Aldămașul, ce respectă contractul. Dar asta am zis, să vedem ce scrie în contract. E făcută o hartă, care s-a făcut atunci la început, nu știu. Dacă bine știm, noi, aici, în Consiliul Local, un an de zile am crezut că putem să luăm măsuri, și am zis așa, haideți că nu o să facem, nu, și așa nu o să fim de acord ca să vină ăștia, că noi o să găsim o soluție locală. Și tot probleme din astea au fost în perioada aia de un an de zile. Oamenii când au venit că nu o să plătească, adevărul că a fost de la taxa de 10 lei pe gospodărie care era anual, au fost o taxă mare pe persoană. Atunci, ei au venit la un moment dat în ulițele în care au putut să intre. Ei au avut au intrat efectiv pe uliță, doar aici pot intra și au făcut ăsta pe GPS, deși noi am fost, cred că, printre ultimele comune care am făcut traseul și atunci când au fost pe Aldămaș nu au putut intra din cauza, erau probleme și cu copaci care erau mai pe margine, erau probleme și cu urcarea din cauza pantei, așa, tot la fel au fost și pe Buha și atunci s-au stabilit coordonatele GPS. Da. Noi acum putem, să poate discuta cu ei, da, chiar am discutat. Harta aia, s-a discutat vreodată în Consiliul ăsta? Nu s-a discutat niciodată, asta e problema mare, că contractul pe vremea aia și harta respectivă nu a fost discutat în Consiliul Local. Pe 15 decembrie a fost o hotărâre de Consiliu pentru amânarea semnării contractului până în ianuarie, pe 29
decembrie s-a făcut o ședință cu urgență și punctul, singurul punct a fost trecut cu niște consilieri. Eu n-am văzut nici contractul, nici harta respectivă. Și acum trebuie să ne uităm așa ochii în ochii omului și trebuie să zicem ceva, că el plătește 90 de lei pe persoană, indiferent dacă stă pe Budaca sau indiferent dacă stă pe Adălașa. Aici vă înțelegeți? Aici și nu contează. Aici v-a sustrat spunând că a fost semnat contractul și da, a fost votat numai cu parte din consilier. Da, corect. Doamne, ideea am dovadă. Un an de zile da, s-a discutat problema. Deci un an de zile până când am început a da tomberoanele. Dumneavoastră știți că la noi în comună era să nu putem aduce nici tomberoane, să nu ni se mai dea la un moment dat, că noi am vrut aproape 10 că ne da, asumăm totul. Dar domnul viceprimar, mai bine nu dădea, că acum batem joc de oameni, domnule. Ascultați-mă, acum mă enervez. Deci ne batem joc, dumneavoastră spuneți că vă bate joc de oameni, sau ne batem da, joc de oameni. Da, toți. Ideea nu e unul, toți. Am înțeles. Credeți-mă, deci dacă aș putea ca să scot taxa și tot ce înseamnă la bună, aș scoate. Domnilor, nu e problema acum, de taxa acum. Nu, ascultați. Înțelegeți-mă. Ideea e în felul următor. Că toată lumea a plăsit datarea. Deci, deci nu mi s-a acceptat. Eu am făcut solicitare după ce am plecat deci, nu de o ședință de aici să se găsească soluția să luăm tractorul și să mergem pe teren. N-a fost acceptată treaba asta. Dar de cine n-a fost acceptat, domnilor? Nu, primarul a zis că nu mergi cu tractorul pentru opresc. Punct. Și atunci să invităm Romplescu aici să discutăm despre treaba asta. De exemplu, eu am făcut, deci, primar, eu am făcut cât de cât am ținut și am zis o să fie rezolvat, o să fie. Eu de mâine pot să zic, mergeți la primărie și rezolvați, nu mă interesează. Ideea e că în ulițele în care, să știți că sunt unde nu poate intra, trebuie să facem în așa fel încât să ne apucăm noi săptămânal, să cel puțin la două săptămâni să putem strânge lucruri. Eu am o propunere clară. Propunere clară. Și îmi asum ce zic. Să chemăm reprezentanții Roprestului și să, dacă putem să ajungem la concluzie pe treaba Adămașului și la Buho. Pe Budaca, dacă nu este servit, omul trebuie scos. Cât avem? 10 familii. Scoatem afară. La, domnilor. La problem. Pe Budaca și peste tot unde nu se ia. Unde nu se ia. Atunci să suporte din venituri extrabugetare Comuna Ghimeș-Făget, cheltuielile spre subvenție. Că atunci când am discutat despre treaba asta, domnul viceprimar a zis că putem subvenționa. Exact. Și atunci, de ce nu facem treaba asta? Ideea e în felul următor. Noi putem să-i chemăm pe așa la un preț. Da? Putem stabili, o să discutăm cu ei să vedem unde restabili traseele. Da? Da, bine. Acum, ce se întâmplă? Uite, de exemplu, două săptămâni nu urcă nici la Lichidici. Deci astăzi urcă. Din cauza cui, domnul Vice? Ideea e în felul următor. Nu ideea, din cauza cu cine a fost să vină că nu a dat la Tighera. În prima săptămână când a urcat, trebuia Romprestu să-și iasă cu lețul, cu nisip cu el? Deci Romprestu, să știți că dacă e așa, are obligativitatea de a ajunge chiar și cu lanțuri, deci trebuie să facă tot posibil. Nu, cum? A doua oară, deci, dar nu asta am vrut să spun, deci eu deja la prima am fost sunat, la a doua iar am fost sunat, tot la fel. Și a doua oară ce s-a întâmplat? A doua oară ce s-a întâmplat? A urcat numai până jos, a văzut că e un pic, pentru că era uroneaș și era negru. Nu l-am mai prins, eu am zis că a urcat la deală și efectiv s-a întors. Adică au văzut că prima s-a chinuit înainte cu o săptămână și acum lui s-a părut că dacă jos adevărul că era un pic de zăpadă. De gheață. Domnul viceprimar, nu așa a fost, domnul viceprimar. Așa a fost. Eu am sunat, nu așa a fost. Eu v-am sunat la ora 8:39 la telefon. Aia a fost prima dată, vă rog frumos. Prima dată. Eu v-am sunat la ora 8:39 și dumneavoastră așa mi-a spus cum a putut urca școala, așa va și Și dacă, deci mașina aia este, de șofierul are permis.
Deci mașina este asigurată. Atunci trebuie să se circule, domnul viceprimar. Degeaba le învârtim că au fost, că nu au fost. Indiferent, trebuie făcut contract cu o firmă care să pună nisip ori de câte ori este nevoie. Sunt copiii noștri care circulă cu microbusul. Și dacă nu puni să răspundă, domnul viceprimar, aici e problema. Degeaba ne batem că știm că am făcut, că am auzit că nu. Nu! Trebuie făcut un contract cu o firmă. Ce am ridicat eu cu am deviat de acolo. Fiți atenți, dar ceva clar, să luăm ceva măsuri clare acum. Da, spuneți-mi o dată când o să invitați Rom Prestru să stăm de la masă. Săptămâna asta e nu. Nu, nu, domnilor. Nu, e săptămâna mare, bine Crăciunul. Domnilor, în ianuarie, spuneți-mi o dată. Păi la începutul ianuarie, dar atunci trebuie contract, să... Contractul, poate spune data, că și da, ședința lunii ianuarie. Contractul. O să puteți să pregătiți contractul. Dar nu să, dar contractul este și acum. Cu acordul ambelor părți putem renegocia acest contract. Altfel nu. Putem ajunge la o înțelegere cu ei. Există lege pe treabă. Una la mână, doi la mână, mai atâșând ședința trecută am adus la cunoștință. Deci noi dacă oamenii ăștia nu mai pot plăti, dar n-au de unde. 3, 4 copii, 5 copii. Dacă ne vom ocupa de partea selectivă a gunoiului, noi vom putea să scădem, să ajungem la un an de zile să scădem în preț. Păi da, numai că trebuie să ne împingă foarte mult la treaba asta. Groapa de bunul de ideea că să încep cu numeroane mari. Monopol și mafie. Sunt deja de mari. Să, dar degeaba le țin punct acolo, că oricum le amestecă. Nu pot să fie. Că dacă nu, dacă nu, Romprestu, dacă să-l ajutăm Romprestu, ca să ajungem la concluzie. Fiți atent aici, chiar domnul coleg, domnul Jean, mi-a băgat o idee în cap. Dacă putem să ne înțelegem cu Romprestu, ca să ne primească gunoiul, pe cheltuiala noastră luăm o mașină 10.000 de euro la mâna a doua de ala mic 4x4 care urcă pe altă mașină și la treaba, numai să ne ia gunoiul, noi ducem până la Comunești să ia gunoiul sau unde la Bacău, domnilor, nu putem să... Deci gunoiul ia, pentru că nu și acum plătim gunoiul la inaltă dată. Nu, dacă ne ia gunoiul poate și atunci, dar să-l ajutăm, să căutăm soluție. Nu să dea voie să te duci cu mașina. Păi dacă mașina este conform legii... Soluție mai bună în anii ăștia n-ar fi fost decât una. Tractorul micuț sau colului și remorca și intra oriunde. Oriunde și aducea până în centru gunoiul. Dar nu s-a, deci nici măcar, nu mai pot să zic că e incompetență. Nu zic că e incompetență, e reavoință, domnilor. Nu e incompetență, că aici depășit, e reavoință. Adică că nu vrea domn primar ca să mergem cu tractor. Dar de ce să nu vrea? Ce explicație? Că stă tractorul degeaba? Păi de ce nu? Luni dimineața pentru două ore, domnilor. Sau... Să aibă tomberon dat și pe altă mașină. Deci nu, e reavoință, nu incompetent. Hai că e incompetent. Deci când m-am confruntat cu o problemă. Deci în zonele care nu au putut să intre cu mașina normală, nici nu avem tomberoane prinse în proiect de la ei. Și aici mi-a fost, adică am o greutate. Avem. Pentru că noi la un moment dat, dacă vrem să dăm acum, trebuie să și de negocierile, să vedem dacă ei ne suplimentează acum tomberoane. Domnilor, cât ne costă? Cât ne costă? Să luăm! Și dacă nu e 100 de lei tomberon. 100 de lei tomberonul, cât ne, cât, pentru câte familii trebuie pe altă mașină și pe bună? Corect. Dacă puteți familiile alea... Atunci, 10.000 de lei. Adică ia dă bani. Dar faci diferențiată de unul. Dacă plătește, cum să nu-i să dea tomberon? Dacă tu mă obligi să plătesc pentru persoana respectivă, cum adică? Pe așa ceva nu se poate. Cumpărăm ceea ce doamne și se cumpără și tot. Eu mulțumesc frumos, am terminat. Eu am terminat. Da, vă mulțumesc. În ianuarie atunci, nu? Da, aveți. Domnul Antal? Am zis, domnul Ieșan? Domnul Suciu? Da, domnul Gelu Bărzan? Da. Vă rog. Aș avea multe de zis, dar în ședința trecută, aș începe cu asta, în ședința trecută și doamna Dana a făcut o solicitare către Ocolul Silvic pentru procesele verbale și hotărârile adoptate. Verbal am zis eu atunci că în scris am înaintat către doamna secretară. Da, am înaintat. Deci eu către primărie, către Consiliul Local. Vreau să vedem acum niște hotărâri, documentele care le-am cerut. Hotărâri în ce sens?
ali consiliului, nu, ali consiliului de administrație. Au consiliul? Da, da. A consiliului de administrație, da. Care este nu știu, în momentul... Și acum întreb, sunt în ședința asta hotărârile respective? Nu. Dacă sunt. Dacă erau, vi le dădeam. Am înțeles. În schimb, eu am primit o adresă din partea Ocolului că, deci eu am dat adresa înainte de ședința trecută. În ședința trecută s-a votat bugetul. Acum, în decembrie, mi-a trimis o adresă că n-au avut bani să-mi dea copii după hotărârile respective. Am aici la mine. Pentru că n-ar avut buget. Mă rog, dați-i bine, doamne. Uitați, am aici... Deci așa adresă scrisă, domnul Geră. Da, dar vă rog, dați la televizor. Nu, vă rog, dați-i bine. Vă rog, dați-i bine. Vă rog, dați-i. Având în vedere faptul că RPL-ul Ose Ghimeș-Făget nu dispune de resurse financiare și umane pentru efectuarea copiilor Xerox după documentele solicitate, în paranteză, lipsa unui buget de venituri și cheltuieli aprobat de proprietar pentru anul 2019, vă invităm la sediul RPL-ul Ose Ghimeș-Făget pentru consultarea actelor de inspecție și ce-am solicitat eu. În ce dată aveți adresa? După aprobarea bugetului sau mai? Deci, bine, deci eu am depus... Numărul de la adresă, domnul Bărseanu. Numărul e sus. Nu, deci eu am depus pe data de 3, a ajuns la dumnealor. Eu am depus înainte de ședință. La dumneavoastră înainte de ședință și... Și ei. Dar bine, când răspund ei? 5-a 12-a. Păi aveau deja bugetul. Aveau bugetul. Numărul... Încă nu aveau monetarul. Deci numai... Deci... Prioritar era televizorul. Cât, oare cât costă un toc din ăla de hârtie? Că îl plătesc eu acum. 12-15. Banii lasă aici. Doamna președinta Consiliului de Administrație, ce părere aveți dumneavoastră despre situația asta? De răspunsul ăsta nu știu. Nu, deci dumneavoastră ați votat bugetul, ați votat banii și n-au bani să dea niște copii, să ne le aducă la ședință. Eu nu le-am cerut personal, le-am cerut pentru ședință. Este o adresă care, dacă pot să folosesc termenul, este chiar impertinent. Deci, efectiv, e un răspuns care nu e de dat pentru un consilier local. Continui, am solicitat adresele. Deci conducerea Consiliului de Administrație. Dar nu-i conducerea, că domnul Consiliul de Administrație a făcut răspunsul. Dar cine a dat răspunsul? Cine a semnat acolo? Șeful de... Cine a semnat acolo? Eu am solicitat hotărârile respective pentru că sunt zvonuri, că sunt unele pagube care s-au... șters, da. Și sunt și vrem să le analizăm în Consiliul Local. Nu știu altceva. Uitați, asta e, nu e secretă. Am primit-o prin poștă. Șeful cu inginerul Dincă Mihai, semnatarul principal. Contabil șef Acatinca Ioan. Bază și protecție la păturii, tehnician ieșia... Deci am solicitat copii după inspecțiile din anul 2019 și am solicitat și două adrese. Și nu aveau bani ca să vă dea copii. După actele de inspecție și... E beton. A solicitat și dumneavoastră copii, da, adică hotărârile Consiliului de Administrație. Statea cu pesajul... Da, de luat banii și i-au luat. Nu. Nu m-am banii, ca să-l aduc la cunoștință. A spus să vină nouă Consiliul și face ordine. Da. Așa. În continuare aș... Continua, e sfârșit de an, cu niște mulțumiri. Cu niște mulțumiri aș continua eu din partea unor cetățeni din comuna noastră, majoritatea de altfel, care circulă prin unele zone pentru care am făcut eu tot anul ăsta referiri și de câțiva ani referiri în legătură cu ridicarea gunoiului, ca să continuăm, cu rezolvarea apei potabile, domnii, lor, vă zic că oamenii sunt foarte mulțumiți și vă mulțumesc frumos că v-ați implicat așa de bine. Mă refer la conducerea primăriei. Pentru asta sunt mulțumirile. Și în tot anul ăsta am solicitat și noi Buldo în zona noastră de atâtea ori. A venit iarna, a venit gerul, Buldo tot n-a ajuns. Umblăm prin noroi până cu mașina nu mai putem circula. S-a tras lemn pe drum. Am zis, domnilor, o jumătate de oră, o zi, haideți,
faceți șanțurile și aduceți două mașini de balastru ca să circule și oamenii. Oamenii s-au hotărât să-și vând proprietățile pe acolo și noi ne plângem de ce pleacă oamenii din comună. Păi, da, n-are sens. Dar oamenii vă mulțumesc frumos oricum și mulțumesc, domnul vice, că m-ați invitat și pe mine să fac parte din corul ăsta a bărbaților de pe Valea la cântit, la colinde. Nu pot participa, dar un plugușor, dacă mă primiți, o să vi-l recit la... Îl am de altfel, nu-i nevoie ca să mă duc, îl am pe pagina mea de Facebook și îl mai postez și anul ăsta. Eventual, dacă vreți ca să vi-l recit pe scenă, o să merg cu dragă plăcere. Așa, ar fi multe de spus, n-are sens. Orice am solicitat în toți anii ăștia, e sfârșit de mandat azi, mâine, e sfârșit de an, nu s-a rezolvat nimic. Domnul Bărsa, nu puteți aici oricum, suntem aici toți ce televizionăm, să recitați aici, să așa. Dar nu știu cine mă plătește, pe băieți, pe colindători, i-ați plătit acolo fac de depol pe scenă. E profesor de domnul Bărsa, de zăpadă, omul de zăpadă, n-are, stă la dispoziția noastră. N-are, nu mai știu, n-are sens nici că... Singura noastră putere, ca și consilier, în afară de a face proiecte, e să ne abținem de la unele voturi care le considerăm că nu-s bune. Atâta pot să fac și asta am să fac. Altceva. Tot de 3 ani, domnule, gunoiul, am dat soluții, n-am dat probleme. Domnule, haideți cu tractorul, dacă nu, beneficiarii de ajutor social care, chiar dacă e... ajutor social, sunt care au căruță, au cai, repartizații pe ulițe, că oamenii să nu dea banii degeaba. Au fost propuneri și propuneri. Deci nu e rea voință, domnule, nu se dorește. Și atunci, nu știu ce aș mai putea să zic. Ar fi multe, le-am zis de atâtea și de atâtea ori. N-are sens. V-a spus Zofu? Vă mulțumesc pe numele meu. Sper ca drumul ăsta, Lovăriș Răchitiș, va mai fi zăpezit cu gheață sau ce va fi să mai găsească soluții. Acum ai timpul bun, dar peste noapte se schimbă mereu și e pericol. Pericol foarte mare. Acum s-a ocupat de buldoș și ceva este, trebuia completat. În vară s-a stricat drumul ăla, s-a la Răchitiș și a spălat apă pe lângă asfaltul ăla, că o trebuia completat, că era deja vorba de jumătate de zi, pe la Domnul Crăciun și pe lângă asfalt. Acolo are un pericol. Acolo a spălat apă, iară, dar măcar trebuia un pic pentru el, chiar la Crăciun din jos. Lipsește acolo de jumătate de metru cădere. Acolo, în iarnă, când va ninge, să ajunge cu mașinile prin pădurea. Noi le reparăm, noi plătim impozite, plătim taxe, plătim provinete, plătim de toate. Și nu se face nici acolo. Trebuia completat. Pala asta trebuia, nu trebuia altceva, într-o zi. Da, acum cred că nu se mai face anul ăsta. Nu știu ce putem noi face. Da. Vă mulțumesc pentru toți consilierii, un an nou fericit, sărbători fericite. Sănătate și bucurie. Vă mulțumesc, domnul consilier. Atât am. Domnul vice. Da, și din partea mea, la toți consilierii, vă spun un an nou fericit, un an mulți ani. Sper să intrăm într-un an nou în care să putem începe să mai facem unele lucruri. Am încercat să facem toate lucrurile posibile anul ăsta care au fost necesare, unele au rămas. Încă și momentan suntem cu proiecte în lucru, suntem cu lucrări și sper că să putem depune un efort cât mai mare să putem pentru oameni din comuna noastră să facem lucruri bune. Și către oameni le transmit un călduros la mulți ani și sărbători fericite. Vă mulțumesc. Doamna vreau să-i dau cuvântul doamnei contabile să am revenit la să revină la investiții, am
făcut exact așa, am prins și frântarul, am prins boilerul, am prins pentru ISU la școala Dani Gergeli și că acum, pe ultima 100 de metri, mi-a venit bani de la PNDLE pentru poduri și podețe, pentru proiectare. 190, 100... Da, ați prins și ăla, nu? Și am prins-o și asta, am discutat acum. E 100... cât am să spunem? 99.580. Deci, care nu a fost plătită și pot să o plătesc acum cu banii care mi-au venit. Și am luat aia 50 de acolo și am împărțit la obiectivele noi. Bine. Da, având în vedere cele completate, SUF-ul a avut rectificarea de buget propusă în proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc și vă urez un an nou cu sănătate, cu bucurie. Poate am mai avut mici scăpări sau, știu eu, vă rog, îmi cer scuze sau pentru ele. Cine lucrează, cine nu lucrează, nu creșește sau cum este. Cine muncește, dar sper că cât mi-am făcut datoria și am lucrat, zic eu, cât de corect. Deci. Mulțumim. Astea fiind zise, vă urez și eu un an nou fericit, prosperitate, sănătate și să ne vedem cu bine în nouă an. Doamne ajută! Bozu, cără, așul, minde, chinac, șe, bozu, buia, standu, kilo, minde, dimeșul, kilo, cușul. Mulțumim frumos! Doamne ajută!